În acest moment este de datoria noastră a tuturor să identificăm cât mai rapid soluții pentru situația deloc ușoară și să asigurăm Republica Moldova cu o guvernare eficientă. Vom începe imediat acest dialog în vederea identificării unei soluții pentru crearea, în primul rând, a unei majorități parlamentare, stabile și funcționale. În acest sens, deja am avut comunicare cu domnul președinte Timofte, cu președintele Partidului Democrat Marian Lucu și urmează să-l contactez și pe președintele Partidului Liberal, domnul Ghimbu. Dar și pe toți cei care doresc continuarea parcursului european al Republicii Moldova.